Vladimir Putin a luat decizia. A aprobat fără ocolișuri. Vladimir Putin ar fi primit o listă de persoane care au fost recomandate pentru eliminare, au aflat jurnaliștii. Președintele rus ar fi aprobat fără ocolișuri lichidarea unei întregi liste de foști și actuale angajați ai structurilor Gazprom, inclusiv Gazprom Bank și compania de producție de gaze Novatec. La sfârșitul anului 2021, Vladimir Putin a fost informat despre scurgerea de informații despre finanțarea operațiunilor secrete și, parțial, despre schema de finanțare a agenților celui de-al cincilea serviciu al Serviciului Federal de Securitate al țării prin intermediul angajaților structurilor Gazprom, potrivit canalului Telegram General SVR, despre care se consideră că are legătură cu politologul Valei Soloviev, transmite Unian. Putin a aprobat lista fără să stea pe gânduri. Potrivit acestuia, ancheta a fost supervizată personal de directorul FSB al Federației Ruse, Alexander Bortnikov, iar un raport cu o listă de suspecți a fost pus pe masa președintelui în ajunul anului nou 2022. Canalul notează că documentul a fost prezentat de Bortnikov și Patrushev, iar Putin a aprobat întreaga listă pentru lichidare fără să se uite. La începutul lunii martie a apărut o nouă listă, care includea o parte din persoanele din cea precedentă, dar completată cu cei pe care Bortnikov și Patru îi consideră vinovați de deturnarea fondurilor alocate de SVR, Serviciul de Informații Externe, Statul Major General, Armata, Marele Stat Major, Armata și al cincilea serviciu FSB. Dar acest lucru s-a întâmplat deja după eșecul începerii operațiunii speciale în Ucraina, când lista pur și simplu trebuia suplimentată pentru a nu fi vinovat în fața președintelui Chiar Bortnikov și Patrușev, care era agitat deja, subliniază mesajul.